România are multe locuri de o rară frumusețe și unicitate recunoscute la nivel mondial, dar și mai multe așteaptă încă să fie cunoscute chiar de către români. Un astfel de loc este Muzeul Trovanților, aflat la o cotitură de drum pe DN67 în comuna Costești, cam la 5 km distanță de orașul Horezu și 38 de km de Râmnicu-Vâlcea. Auzisem de această lume de piatră și, deși am mai făcut excursii în Parcul Național Buila-Vânturarița, am ocolit formele ciudate născute din nisip. De lumea plină de mister a trovanților se ocupă Asociația Cugaion, care administrează, la Costești, singurul muzeu din lume dedicat trovanților. Aici sunt expuse, în aer liber, pe o suprafață de un hectar, peste 100 de sculpturi ale naturii. Cum s-au format acești trovanți? E un proces geologic destul de ușor de explicat, așa, deși poate fi expus și în termeni tehnici. Acum 12 milioane de ani, aici era marginea unei mări, Marea Sarmatică, și era un râu care aducea sedimente de pe continent, adică bucățele rodate de către apă, nisip și pietriș în general. Și aici era o zonă de deltă, exact unde se vărsa râul în mare. Și în timp, acele bucățele de nisip și pietriș aduse de pe continent au fost depuse unele peste altele, s-au format niște strate de nisip și conglomerate, care ulterior au fost aduse la suprafață, au fost cimentate de către carbonatul de calciu care circula dizolvat în apă printre aceste granule și s-au format local în anumite puncte de creștere trovanții, care sunt de diferite forme și dimensiuni. Foarte aproape de noi este și o carieră de nisip. Automat, deci este chiar locul în care s-au format acești trovanți. Cariera aceasta de nisip este cea care a dezvoltat această rezervație a trovanților, fiindcă fără exploatarea nisipului nu ar fi apărut nici trovanții. Sunt trovanți de la dimensiuni milimetrice, sunt trovanței, cum le zicem noi și copiii, și până la trovanți de mărimea 5 metri, iar formele variază de la sferic, elipsoidal, până la concreșteri lipite unele de celelalte și forme ciudate care îți lasă imaginația să zbur despre foarte multe domenii. Până la ce dimensiuni pot ajunge? Nu știu așa să existe un record al mărimii trovanților, dar... Cred că nu în țara noastră, dacă nu mă înșel, undeva în Egipt ar fi cei mai mari trovanți. Nici asta nu știu exact. Știu că la noi în țară sunt aproape în 20 de locuri trovanți de diferite forme și mărimi. Chiar în județul Vâlcea mai există o zonă în care există trovanți de dimensiuni mai mici, până la o jumătate de metru cel mult. Aici la Costești, cel mai mare, cred că ajunge la 5-6 metri. Ce proiecte ați avut sau ce anume vă doriți să faceți în această rezervație naturală? Proiecte, am avut niște proiecte ale noastre interne, ale asociației Cugaion, care este custodele rezervației, în care am amenajat infrastructura turistică de bază a acestei rezervații, adică am securizat intrarea pentru a nu permite accesul motorizat, am delimitat cu semnul convențional rezervația, cu pătratul roșu cu chenar alb, am pus un panou informativ, un spațiu de colectat deșeurile, o masă cu bănci pentru turiștii care vin și vizitează. Ulterior vrem să integrăm această rezervație în parteneriat cu administrația parcului și cu primăria din comuna Costești într-un centru de vizitare al parcului național, dar și al zonei. Intenționăm ca peste drum de rezervație să construim o clădire în stil oltenesc, care va avea centru de vizitare, spațiu de expoziții, o mică sală de conferințe, un mic laborator de cercetare a științelor naturii, în domeniul științelor naturii, dar și de educație a copiilor, care vor vedea concret cum se studiază o piatră sau o plantă sau un gândăcel. Și o să integrăm acest centru de vizitare cu acest spațiu natural al rezervației trovanților. O să-l completăm în partea sudică, în care nu există trovanți, cu un muzeu al pietrei din zonă și pasajul dintre aceste două locații, rezervație, muzeul pietrei și pe partea cealaltă a drumului național, centru de vizitare, o să-l facem subteran printr-un pasaj care va fi modelat în formă de peșteră, care să aibă iarăși legătură cu geodiversitatea și cu patrimoniul natural. Asta e ideea, idealul spre care tindem acum, dar
până acolo cred că mai durează câțiva ani și câteva proiecte și hârțoage și foarte multă birocrație. În fiecare loc se împletesc legende. Ce se spune despre acești trovanți? Foarte multe. Dacă nu știu, am citit că ar fi pietre care cresc, nu? Că sunt vii. E și asta una din variante. De la ouă de dinozauri, ouă de extraterestri, pietre care cresc după ploaie, care se mișcă și ies doar seara. O grămadă de povești, nu știu de unde a apărut, probabil din imaginația oamenilor, stârnită de formele ciudate și complexe pe care le-au trovanții. Dar, în esență, e un proces foarte simplu de formare a lor. De exemplu, noi stăm aici pe un trovant care e format din nisip, da? Din particule fine, și tu stai pe un trovant care e format din conglomerate, din pietriși. Deci diferă doar dimensiunea particulelor, cimentate de aceeași materie care a circulat printre ele, și sunt doi trovanți diferiți. Automat, tipul particulelor și dimensiunea din ele contribuie și la forma pe care o ia fiecare trovant în parte, și mai sunt și alte procese chimice și fizice care contribuie la forma ciudată a trovanților. Vin turiștii în această zonă? Da, fiindcă este lângă drumul național, este în tranzit între Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Chiar dacă nu știu că există această rezervație naturală, vrând nevrând pietrele se văd din drum și foarte mulți opresc doar fiindcă văd, uite ce pietre ciudate. Sunt și oameni care au auzit de Muzeul Trovanților și vin și întreabă unde este, așteptându-se să găsească o clădire în stilul muzeilor din oraș, da. Și se trezesc într-o grădină cu pietre. Și probabil că ar fi fost mai mulți trovanți aici, dar au mai fost luați dintre ei. Da, păi de când s-a deschis cariera de nisip, rezervația nu este înființată decât de 5 ani de zile. De atunci este interzis să se ia trovanți de aici și nu s-au mai luat de atunci. Dar în decursul timpului, de când a fost exploatat nisipul, probabil că nici n-ar fi avut loc aici toți care ar fi căzut de acolo din carieră. Mulți au fost folosiți, dacă vă uitați în sat, au fost parți și folosiți la fundațiile clădirilor localnicilor. Mulți sunt plantați prin fața diferitelor instituții, tot ca din punct de vedere estetic, fiindcă au o formă frumoasă. Sunt și în fața primăriei, există și în București, în fața Muzeului Național de Geologie, doi trovanți mari luați de aici. La motelul Topolog, în drum spre Pitești, din Râmnicu Vâlcea, sunt vreo 5 sau 6, cred. Nemai vorbind în zonă, în Horezul, în Costești, foarte mulți localnici au în curte plantat câte și unul sau la poartă. Și cred că se mândresc cu acest lucru. Da, fiecare are motivele lui personale pentru care l-au luat. Nu întâmplător l-au dus în curtea lor, da. Da. Da, care este cel mai mare trovan de aici? De aici cred că cel mai mare este acolo, în zona aia. Este unul care este așezat pe ceilalți. Așa, unul foarte mare, chiar cel de lângă panou informativ, care are aproape 3 metri înălțime și 2 metri diametru. Și mai sunt, probabil că o să mai cadă. Dacă vă uitați în versant, sunt câțiva târnați care, ori că se va exploata nisipul de către localnici, fiindcă e activitate încă permisă, ori că ploaia va eroda, se și văd și roaiele acolo și va desprinde alți trovanți, probabil vor mai apărea. Noi din când în când mai avem surprize, vedem câte unul proaspăt căzut la baza versantului și încercăm să-l integrăm în ansamblu natural. Trovanții stârnesc uimire și admirație în toată lumea, pentru că natura s-a mai jucat astfel și în Dakota de Nord, unde se întâlnesc pietrele sferice roșii din Parcul Național Theodore Roosevelt, colorate astfel datorită faptului că au în compoziția lor fier. Deși ating până la 3 metri diametru, concrețiunile de aici pot fi considerate pitice pe lângă cele din Egipt, care ajung până la 9 metri și par a fi cele mai mari din lume. Concrețiuni grezoase mai sunt întâlnite și în Africa de Sud, China, Australia, Mexic, Argentina, Peru, Rusia, Kazahstan, Spania, Franța sau Cehia. Prin aceste locuri, în trecut, trovanții erau considerați ouă de dinozauri. Aici, la baza versantului, vedem chiar procesul de formare a trovanților. Dacă ne uităm în sus, vedem că sunt diferite strate de nisip care alternează cu pietriș și ele au fost cimentate și de la dimensiuni din astea centimetrice, în care există trovanți care se formează,
până la dimensiunile metrice, cum e ăla de sus care mai are un pic și cade. Da, s-au format lui. Exact. Probabil că la o ploaie mai puternică o să plece. Așa s-au adunat și ceilalți. Se spune că și sculptorul Brâncuș s-ar fi inspirat din aceste formațiuni. E posibil. Acum când te uiți la ele, dacă ești artist, normal că îți vine o inspirație și mari artiști în timp s-au inspirat din natură. Câteva eu, dintre rând. Operele sale da, parcă am semănat da, cu Domnișoara Pogani sau da. Oul. Sau, sunt foarte multe care seamănă clar dacă le pui. Acum nu știu sigur. Adică Brâncuș nu cred că a lăsat scris undeva că s-a inspirat de la trovanții de la Costești. Noi am început excursia aici, vizitând rezervația naturală, Muzeul Trovanților, nu? Unde putem să mergem de aici, pentru turiștii noștri? Cam așa se și începe vizitarea Costeștiului, fiindcă drumul național și rezervația Trovanților sunt chiar punctul de intrare în localitate. Noi o să mergem astăzi pe Valea Costești, o să ne oprim la una sau două biserici și o să intrăm în cheile Costeștiului, de unde începe Parcul Național. De-abia așteptăm, de asta am și venit dis de dimineață și tu ești ghidul nostru. Comuna Costești beneficiază de numeroase monumente istorice și de un cadru natural deosebit, pregătite pentru turiștii care doresc să-și petreacă timpul liber. Dumnezeu a binecuvântat locul cu două mănăstiri, 10 biserici și o peșteră a liliecilor pe care le-ați văzut în excursiile noastre. Tot aici puteți vizita Parcul Național Buila Vânturarița cu o mulțime de trasee montane, peșteri și peisaje. Și dacă tot aminteam de aceste sfinte lăcașuri, iată-ne în fața bisericii Grușețu, monument istoric din secolul al XIX-lea, restaurat în 2009. De la Muzeul Trovanților și până aici, faceți în jur de 10 minute cu mașina. Spune că în această zonă pot fi vizitate foarte multe mănăstiri, abundă de lăcașuri de cult. Da. Și iată că acum am descoperit o biserică de la 1801. Cum se cheamă? Biserica Grușețu. E prima biserică din cele 5 care sunt pe valea asta, pe Valea Costești. Din centrul Costeștiului am mers către nord și am ales varianta de a urca către Parcul Național pe Valea Costeștiului. Și pe, de-a lungul drumului e o serie de 5 biserici, din care asta e prima. E o biserică care fusese părăsită și în ultimii ani a fost restaurată, urmând să fie, am înțeles de la părinte, începând de la anul dat în folosință. Să fie sfințită la exterior și... s-a lucrat, interiorul... S-a lucrat și la interior. Și la interior. E o biserică din lemn, tencuită pe exterior... Hai să vedem un pic mai bine. Care are ca valoare... Pe lângă faptul că este monument istoric, arhitectura deosebită, dacă vă uitați atent, sub acoperișul bisericii există o altă cupolă din lemn, semicilindrică. Ca să fie protejată de ploaie, acoperiș din șiță. A fost refăcut exact cum era înainte. Ăsta e tipicul arhitecturii oltenești, la urma urmei, case din piatră și ulterior construită din lemn cu acoperiș din șiță. Și pe ea mai găsim și câteva tablouri care da, sunt tot așa de la... Sunt niște icoane, după cum se vede pe ele, făcute special, din banii da? Unor familii localnice. În primăvara acestui an s-a derulat o acțiune de amenajare a parcului din curtea bisericii din lemn, Grușețu. 32 de voluntari au amenajat aleile parcului, au plantat puieți, arbuști și flori din specii locale. Sperăm că la primăvară, odată cu sfințirea, să fie și toată curtea verde și înflorită. Și clopotnița? Văd că și ea are o pictură, are o pictură pe exterior, datează de la ctitorire, care urmează să fie restaurată. A fost făcută, această restaurare a vizat mai mult consolidarea. Urmează, am înțeles, să se facă iconostasul și altarul și restaurarea picturii clopotniței. Aveți des astfel de acțiuni? Da, fiindcă noi suntem în special organizația de protecție a mediului, dar încercăm să ne implicăm
în diferite activități la nivel local. Adică să ajutăm pe cât putem comunitatea să se dezvolte prin diferite forme. Și fiindcă a identificat această nevoie împreună cu părintele și cu primăria din Costești, am zis să ajutăm și noi cum putem. Și cine sunt voluntarii? Printre fost, cei de la Parcul Național? Membrii asociației noastre și copii din sat. Am înființat recent în Liceul Horezu un ecoclub cu care facem diferite activități. Iar lor li s-au mai adăugat și copiii de aici din Costești, fiindcă de 4 ani de zile noi avem un program educativ care se cheamă Ranger Junior al Parcului Național, în care facem diferite activități legate de natură preponderent, dar sunt și activități de genul ăsta, aparent n-are nicio legătură cu conservarea naturii, amenajarea unui parc în curtea unei biserici. Dar învățându-i pe copii să planteze un copac, să planteze un puiet, care este valoarea lui atât ornamentală, dar și pentru sănătatea noastră a tuturor, încercăm să-i apropiem și de natură, dar și de implicarea lor în comunitatea locală. Fiindcă noi credem că ăsta e viitorul, dacă oamenii se implică și fac ordine și amenajează câte ceva în jurul lor, până la urmă lucrurile vor sta frumos pe ansamblu. Mai sunt multe de vorbit despre rezervație, bineînțeles. Urmează Cheile Costești. Da, o să mergem, o să mergem către Cheile Costești. Hai. Ne îndreptăm spre Cheile Costești. Acestea străbat masivul de la nord la sud, având o lungime de 1 kilometru. Singurii care pot străbate cheile sunt pescarii sau curajoșii echipați corespunzător, deoarece cursul râului Costești a fost acoperit de roci foarte mari și astfel s-au format mici râuri de baraj. Pe Cheile Costeștiului puteți vedea Biserica 44 de Izvoare, ecosistemul cârligelor mici, se pătrunde pe o potecă ce pornește chiar de lângă biserică, traseul pe care îl vom străbate și noi, și ecosistemul Sacii cu Lână. Nu e drumul marcat 3. Nu, e o potecuță care e un acces direct către chei. Traseul este pe drumul forestier, dar folosim traseul acesta în scop educativ. Aducem copiii și premiindu-i, spunându-le că doar cei cu minți au voie pe poteca asta. Și o zonă foarte aproape de sat, care are foarte multe elemente de biodiversitate valoroasă. E o zonă în care e o diversitate mare în pădure, sunt arbori seculari alături de puieți și le explicăm copiilor de importanța lemnului mort în pădure, că și putregaiurile au valoarea lor, fiindcă în ele cresc o grămadă de organisme, cum ar fi lichenii, mușchii, ciupercile, insecte. În scorburile lor își au cuibul păsările, ciocănitorile, cum ar fi, sau cucuvelele, sau veverițe. Ajungem la un punct în care o să vedem mai bine cheile, practic o să fim deasupra lor. Exact, se ajunge la un punct de belvedere, foarte spectaculos, în care se văd cheile și în amonte și în aval. E o zonă tipică de habitat de stâncării calcaroase, cu foarte mulți ienuperi pe stânci. E o zonă în care vara sunt foarte multe orhidee și, deși e foarte aproape de sat, la marginea civilizației, aici sunt și capre negre, sunt și râși și foarte multe alte specii protejate. De exemplu, aici avem un fag care are o vârstă de peste 300 de ani, în care sunt și scorburi, sunt și mușchi și alte plântuțe și ciuperci și e și un mușuroi de furnici și foarte multe elemente pe care copiii le pot vedea și pot învăța la fața locului de importanța acestor elemente de biodiversitate. Fiindcă valoarea unei păduri e dată de varietatea floristică și faunistică. Dacă e o pădure în care s-a intervenit, aia deja e monocultură aproape sau s-a cam dus diversitatea. Și de când începeți copiii? De cam de la ce vârstă? Începem și de la grădiniță, când ne ducem prin școli și facem prezentări ale parcului cu filmulețe, cu fotografii, cu imagini de la activitățile pe care le-au făcut ceilalți colegi ai lor.
Continuăm cu lecții de educație ecologică la nivel de școală. Ulterior facem drumeții de câte o jumătate de zi, o zi, pe trasee de genul ăsta, nu foarte dificile, ușor accesibile la marginea drumului, cu ajungi cu mașina până la un anumit punct și pe un traseu de o oră, două ore, trei ore, în funcție de vârsta și de puterile copiilor. Le explicăm lucruri concrete și următorul pas e tabăra, în care stăm câte două, trei zile la cort, în vârf de munte, și de jur împrejur le explicăm diferite lucruri despre geologia zonei, despre floră, despre faună, despre orientare turistică, primul ajutor, lecții de supraviețuire, cum să montezi cortul, cum să faci focul, lecții utile și educative în același timp. De unde încep cheile? Undeva de aici, din nu, zona mai asta? De jos, de, da? Exact de unde sunt ultimele case din sat. E o bucată de vreo 500 de metri până unde suntem noi și de aici continuă încă aproape 3 km până în zona Prislop. Râul traversează practic creasta calcaroasă și cheile sunt săpate pe o falie tectonică prin care s-a canalizat apa și fiind punctul cea mai de joasă rezistență, a măcinat calcarul încet încet și s-au format cheile. Iar acolo cam 3 km. Partea, dar s-a prăbușit. Da, da, cheile nu sunt practicabile în sensul turistic, fiindcă nu există un traseu turistic în chei. Sunt spectaculoase, sunt așa, foarte spectaculoase, dar trebuie să ai ceva echipament ca să parcurgi pe firul apei, în special fiindcă te uzi că intri prin râu neapărat. Și prezintă destul de mari dificultăți, adică sunt foarte multe săritori, cascade care trebuie depășite. Cred că ar fi un traseu interesant vara, să spun. Da, vara și un pic extrem. Nu e un traseu, de asta nici nu e marcat, nu e nici potecă. Și stâncile care se văd acolo sunt prăbușiri de la cariera de calcar. În decursul exploatării, din cauza exploziilor și fiind și o zonă tectonizată, s-au produs alunecări în masa de calcar și bucățile astea au barat râul la un moment dat și chiar e un mic lac în spatele unui rând de prăbușiri. Noi o să ne ducem exact pe culmea aceea, unde e un punct de belvedere și se văd ambele sectoare ale cheilor, și naval și namonte. Ajungem cam în câte minute? În 5 minute. E râul care curge, da, jos, cam la 100 de metri sub noi. Cheile costeștilor sunt unele dintre cele patru sectoare de chei care străbat creasta calcaroasă, dinspre nord înspre sud. Suntem la vest de noi, mai este Cheile Bistriței, și înspre est încă două sectoare de chei, Cheia și Olănești. Pentru a doua oară am stabilit, în urma unui proiect de anul trecut, ca Ziua Parcului Național Buila Vânturarița să fie în fiecare an sărbătorită în prima sâmbătă din octombrie. Cum ați sărbătorit anul acesta? Tot cu copiii, a fost dedicată exclusiv copiilor și activităților cu ei. Au participat copiii care au fost în Ranger Junior, în programul nostru educativ din Costești, și copii de la Ecoclubul din Horezu. Am făcut niște prezentări și au fost diferite ateliere de creație cu copiii. De exemplu, am avut un atelier de colaj din frunze, crenguțe și pietricele colectate de copii în părculețul din curtea școlii, din care au făcut insecte, peisaje lipite pe câte un carton. Din câte îmi povestești așa, se pare că ei sunt foarte interesați. Bineînțeles, copiii sunt foarte receptivi, mai ales când îi duci în natură, și e, cred eu, e un
o soluție mult mai ușoară de a educa și de a învăța lucrurile astea simple decât să stai într-o sală de clasă în fața unei catedre și să le reciți un text citit dintr-o carte. Așa, când îi duci în natură și îi pui pe ei să pună mâna pe floarea respectivă, pe frunza respectivă, să se înțepe într-un ienupăr, dacă se înțeapă în ienupărul ăsta, nu o să mai uite niciodată că ăla e ienupărul comun față de cetina de negi care nu înțeapă. Atunci înseamnă că sunt foarte norocoși că, iată, au parcul național atât de aproape. Este, nu? Foarte aproape și, bineînțeles, și noi asta încercăm să-i facem pe ei, să-și însușească ideea că Parcul Național e al lor și este un punct de la care poate ulterior să se dezvolte întreaga zonă. Fiindcă automat turiștii vin aici pentru Parcul Național sau și pentru Parcul Național, fiindcă pe lângă mai sunt și alte atracții, cum ați văzut trovanții care sunt lângă, mai sunt mănăstirile, ceramica de Horezu și foarte multe alte lucruri, dar partea de natură e un plus de valoare dat zonei și în jurul ei se pot dezvolta o grămadă de mici afaceri, de la pensiuni, restaurante, shop-uri cu suveniruri, transport turiști, inclusiv cu mijloace tradiționale, cu căruța sau cu sania sau călare, mountain bike, cățărare și foarte multe activități care la urma urmei aduc beneficiu și economic zonei. Eu spuneam înainte că e o zi frumoasă de toamnă, dacă stau bine să mă gândesc că chiar am intrat în iarnă, dar avem parte de vreme frumoasă și pentru că tot amintesc de iarnă, cam ce se poate face aici iarna? Iarna automat fluxul sunt turistic scade, unele trasee sunt interzise, de fapt noi recomandăm turiștilor să meargă pe anumite trasee în funcție de condiții și de anotimp. Și iarna cam jumătate din ele nu sunt recomandate turiștilor, fiindcă există pericol de avalanșă, zăpada e mare, pericol de alunecare, de rătăcire, sunt mult mai multe probleme pe care trebuie să le iei în considerare iarna. De exemplu, doar acum cât e vremea frumoasă pot veni pe traseul acesta pe care l-am făcut. Mă refer la cel pe acest traseu, parte. Cel din Cheile Costești, nu se poate veni decât însoțit de ghid, fiindcă nu este traseu marcat și noi recomandăm tuturor să viziteze parcul doar pe traseele marcate, iar în funcție de solicitări, dacă vor mai mult, pot să apeleze la un ghid al Parcului Național și îi servim cu plăcere, fără niciun fel de problemă. Am ajuns la finalul excursiei noastre și a venit vremea să ne cazăm. Și aici poți găsi pensiuni unde să înoptezi și să guști din preparatele zonei. Așa că, data viitoare, când mai treci pe DN67, nu uita să vizitezi Trovanții și Cheile Costeștiului.